Salut, sunt Robert și astăzi m-am gândit să facem împreună, sau să vă arăt cum să faceți voi acasă, un tortuietaj, cum să îl asamblați să nu devină un tort fără etaj. Eu o să fac un tort mai de nuntă, așa, cu o tematică de nuntă, să zicem, pentru o nuntă mică, dar tehnica asta puteți să o, sau se aplică pentru orice tort cu etaj. Eu procedez la fel pentru orice tort cu etaj aș face. Iarăși eu o să folosesc un tort cu mus de iaurt și ciocolată, cu blat de ciocolată. Aveți aici link către blatul umed de ciocolată și către musul de iaurt. Sun. Dar poate fi iarăși orice tort, nu contează, da? E la alegerea voastră. Nu e așa de important. Ok. O să creăm în interiorul tortului o structură de rezistență pe care se vor așeza etajele. Pentru că nu vrem să punem așa pur și simplu următorul etaj aici și să stea greutatea etajului de sus direct pe tort, pe blatul ăsta. Că dacă avem 5 etaje, blatul de jos o să se crape și o să, da? nu rezistă. Și atunci, în interiorul tortului, o să creăm o structură de rezistență care să țină greutatea etajelor de sus. Pentru asta eu folosesc, sunt niște bețigașe speciale pentru așa ceva, o să vă las link în descrierea videoului, eu le iau de la cofetarul Isteț. Am văzut că lumea mai folosește paie de suc. Nu mi-aș pune încrederea în paiele de suc. Astea sunt foarte rezistente și, pe lângă că sunt foarte rezistente, pentru că sunt groase, sunt de o culoare care sare foarte repede în ochi. Atunci când se taie feliile tortului, nimeni nu o să muște din greșeală din paiul ăsta, că e super portocaliu. Ok. Eu am un tort, o să fac etajul de jos de 25 și etajul de deasupra de 15, pentru că îmi dă o o formă frumoasă, indiferent de mărimea etajelor, folosiți paie din astea de susținere. Dacă aveți mai multe etaje sau niște etaje mai mari, puneți mai multe paie. Dacă aveți mai puține etaje, puneți mai puține paie. Eu pentru susținerea unui etaj de 15 cm o să pun 3 paie din astea. Dacă aș avea un etaj de 20 de centimetri, aș pune 5 paie. Dacă aș avea, și așa mai departe, ce să mai... Înțelegeți. Încerc să găsesc mijlocul blatului și fac un semn unde cam... Nu trebuie să fie exact. Ok. Și pe urmă o să fac 3 găuri așa simetric în jurul găurii din mijloc. Bag paiul până atinge discul de jos, prind cu degetul și astfel încât degetul meu să fie exact unde e blatul și când îl scot, acum știu că dacă tai paiul de aici de unde e degetul meu, va fi exact până la nivel cu blatul. Eu folosesc un cuțit din ăsta cu zinți mici pentru că pot să fac o urmă mică pe paiul ăsta și când îl rup, se rupe exact de acolo. E un mic truc pe care l-am găsit. Și acum paiul e exact la nivelul blatului. Peste o să vină puțină cremă, astfel încât etajul ăsta să nu fie plastic pe plastic și să alunece. Am mai făcut și așa la început când eram mai puțin experimentat și tinde să alunece. El va sta pe blat. Și când greutatea va apăsa, atunci se va opri în paiele astea. Doamne, ce mult vorbesc. Ok. Cam pe aici, să zicem, și pe aici, e bine? Să zicem. Mergeți pe principiu. Mai bine mai multe paie decât mai puține. Pentru tortul meu 3 sunt suficiente.
Acum când va veni etajul de deasupra, va veni pe discul ăsta, care e un disc pentru între etaje, care e mai mare decât locul dintre cele trei paie și se va odihni pe cele trei paie, înțelegeți voi. Bun, trecem la acoperit. O să-l acopăr într-o cremă albă simplă de mascarpone și frișcă. Vă zic așa oral, 250 de grame de mascarpone, 150 de grame de frișcă, vă rog, naturală, 30 de grame de zahăr pudră și niște esență de vanilie, mixate împreună până sunt tari, dar nu foarte tari, adică nu mixați prea mult să înceapă să aibă un aspect de cremă tăiată. Rețeta pe care v-am zis-o e suficientă pentru a acoperi un tort de 20 de centimetri. Eu aici am mai mult, că am două torturi de acoperit, deci vă las aici link către video-ul cum se îmbracă un tort în cremă. O să fie exact aceeași tehnică, doar că o să fiu mai puțin atent la margini, pentru că o să le ascund cu decorul pe care o să-l fac. O să vedeți pe sfârșit. Ok, am îmbrăcat primul etaj. După cum vedeți, nu e deloc perfect. Dar o să vă arăt un truc să îl faceți să arate bine, chiar dacă nu vă pricepeți foarte bine să îl îndreptați perfect. Că mai există, nu toată lumea face torturi zilnic. Pur și simplu luăm spatula și o să o pun pe margine jos și o să încep să învârt tortul. Și ating cu spatula, învârt tortul și când ajung înapoi de unde am plecat, încep să urc în sus într-o... Și o să iasă ca un melc. Foarte simplu de făcut. Îi dăm drum. Gata. Mie mi se pare că arată foarte bine și e super ușor de făcut. Merită să încercați. Bun, punem etajul ăsta deoparte și o să trecem la etajul superior. Pentru etajul mai mic am nevoie de un disc separator care este mai mic, puțin mai mic decât etajul în sine. Deci asta e tava mea de 15 cm. Discul meu separator e puțin mai mic decât tava. Și un disc mai mare pentru că când ornez, nu vreau să murdăresc suportul. Deci o să ornez așa și se va murdări discul ăsta mai mare. Îl scot pur și simplu din formă, dacă ar dori să iasă. Da, deci e mai mic puțin. Același procedeu pentru a-l orna, doar că fiind etajul mult mai mic, voi folosi spatula mai mică. Dacă aveți mai multe etaje, sau dacă aș fi avut mai multe etaje, aș fi băgat mețigașele de suport și în ăsta și așa mai departe. Doar în cel mai de sus etaj nu avem nevoie de mețigașe de suport. Bun, și acum ca să-l mut din coace, o să trag cu spatula prima oară pe sub tort ca să dezlipesc, să creez un spațiu între cremă și platou, pentru că dacă încerc să-l iau acum, s-ar putea să rămână crema lipită de platou în loc să rămână lipită de tort. Ok.
Și acum cu două spatule o să-l mut dincolo. Întâi bag spatula cea mai mică și fac un loc, o bag pe asta la altă. Hai că vă arăt. Bag spatula mică, formă pe cea mare, care e mai groasă, o bag sub cea mică. Și acum pot să o scot pe asta mică și pe asta mică o bag de susținere în cealaltă parte. Și încerc să pun pe mijlocul etajului inferior. Am luat puțină cremă, dar nu e nicio problemă că o să reparăm. Ok, deci avem mici imperfecțiuni acolo unde am scos spatula, aici și aici. Puteam să-l scot spatula puțin mai cu grijă, dar am vrut să vă arăt cum putem corecta chestia asta. Nu e nicio mare problemă, din ce cauză? Am ales un mod de a orna care ne permite să greșim. Pur și simplu luăm un pic de cremă și punem în locul ăla. Nu e niciun stres. Și am rezolvat problema. Scăpăm de cremă că nu ne mai trebuie. Acum vrem să facem și etajul de sus la fel ca cel de jos și vom folosi tot spatula mare pentru ca șanțurile să aibă aceeași dimensiune. La fel, cu grijă să nu atingem partea de sus a etajului inferior. Da? Aici punem spatula și începem să rotim și urcăm în sus. Simplu. Și am făcut și etajul de sus. Am preferat să fac etajul de jos când era gol, pentru că atunci când ai multe etaje, e mai greu să te apuci la fiecare în parte. Deci, cam asta e. Ok. În momentul ăsta puteți să vă apucați să-l ornați cu fructe, cu flori, cu ce vreți voi. Eu o să-l ornez pe ăsta cu flori pentru că vreau să vă arăt un pic. Am niște flori a soarelui din asta mai pitică aici. Mie îmi place să folosesc atunci când ornez un tort cu flori, eprubete din astea de florărie. Evident, curățate și spălate bine de tot. Bag cotorul florii sau dacă fac buchețele în eprubetă, astfel încât cotorul să nu atingă tortul. Pentru că floarea a fost udată cu ce știu eu ce pesticide, s-ar putea să fie mai murdară sau nu e bine să atingă blatul, interiorul. Și atunci bag cotorul într-o eprubetă din asta în care eventual dacă chiar aveți nevoie puteți pune și apă, dar eu nu pun că rezistă câteva ore florile, nu e nicio problemă și bag eprubeta în tort. Și o să facem un decor simplu cu trei flori de floarea soarelui. Eu folosesc un aparat din ăsta aparat, o ustensilă de scos cotorul de la măr, care întâmplător are diametru exact cât eprubeta. Și fac găuri, scot blatul și de unde am scos blatul bag eprubeta. O să punem două flori deasupra și una într-o parte, că așa mi se pare mie că arată mai bine. Bag până jos și scot. Și vedeți că am scos niște blat de acolo. Și acum în locul de unde am scos blatul o să bag o floare a soarelui. Uite chiar așa. Foarte frumos. Ce pot să zic, că doar eu l-am făcut. Și trebuie să scot de aici deloc elegant blatul.
mai facem o găurică. Puteți să faceți găurile și puțin oblic și atunci va sta floarea mai înclinată, dacă aveți nevoie. Așa. Și una pe etajul al doilea. Aici, la etajul al doilea, eu fac gaura exact unde se unesc cele două etaje, înspre interior. Decor destul de simplu și de impact. Puteți folosi și alte tipuri de flori sau, cum am zis, merg foarte bine fructe puse, ce preferați. Vara, de exemplu, căpșuni și cu zmeură și cu afine, mure, arată foarte, foarte bine. Sper că vă ajută videoul ăsta. Dacă aveți întrebări, ca de obicei, puteți să îmi lăsați un comentariu la video și o să încerc să vă răspund. Mulțumesc că v-ați uitat. Pe data viitoare. Pa!